Bine ați venit la ceremonia de deschidere a Forumului Studenților Români de Pretutindeni. Îmi face deosebită plăcere să ne reîntâlnim astăzi la Palatul Victoria și să deschidem o nouă ediție a Forumului. Înainte de toate, aș dori să-i ofer cuvântul domnului prim-ministru Nicolae Ciucă pentru a vă transmite gândurile sale. Doamnelor, domnilor, mă bucur foarte mult că avem posibilitatea să desfășurăm această activitate și am putut să constat foarte mult interes venind mai de dimineață. Erau deja tineri care la 7 și un pic erau aici prezenți în sală, ceea ce cred că reprezintă un interes cât se poate de consistent pentru astfel de activitate. Forumul Studenților Români de Pretutindeni pentru mine reprezintă o structură cu care mă văd pentru prima dată, o formă de organizare care are o relevanță cât se poate de importantă pentru tot ceea ce și-a propus Guvernul Român vis-a-vis de proiectul de țară. Am avut o discuție la începutul mandatului cu domnul Borbeli, care răspunde la nivelul Guvernului de acest program România durabilă. Și printre structurile pe care dumnealui le-a menționat a fost și Forumul Studenților Români de Pretutindeni. Sigur, la vremea respectivă, fiind doar o discuție introductivă pentru ceea ce însemna înțelegerea modul în care funcționează instituțiile de la nivelul guvernului, am înțeles-o ca fiind parte din prioritățile pe care le-au avut pe agenda pentru ceea ce înseamnă România 2030. Astăzi desfășurăm acest forum într-o perspectivă în care am reușit să identificăm o serie întreagă de proiecții pe care noi ni le-am asumat și pe care vrem să le ducem mai departe și să le consolidăm în deplină relație și dialog continuu cu toate organizațiile și toate structurile asociative de acest fel. Am avut diverse analize prin care căutăm soluții pentru a pune în valoare tot ceea ce este mai important și mai relevant pentru proiectele noastre. Ne-am propus foarte mult să folosim tot ceea ce înseamnă componenta aceasta de relaționare cu cei care performează cu adevărat în domeniile de activitate. Am desfășurat o serie de activități cu tinerii din toate domeniile de activitate. Am avut o vară în care ne-am bucurat foarte mult de rezultatele pe care elevii români le-au obținut la concursurile și olimpiadele la care au participat. Și
împreună cu domnul ministru Câmpeanu, care sper să ajungă în timp oportun, am reușit să identificăm și am reușit să începem acele modificări prin care, cu adevărat, să recunoaștem acest nivel excepțional pe care tinerii din România au reușit să-l demonstreze atât în țară, dar și în afara țării. Dumneavoastră faceți parte din acest element căruia nouă ne place să spunem excepțional, de reprezentare, desfășurându-vă activitatea, studiind, învățând în diverse universități din Europa și din lume. Pe de o parte, ne bucurăm foarte mult și suntem mândri de reușita dumneavoastră. Pe de altă parte, avem acea temere legată de revenirea dumneavoastră acasă. Pentru că oricât de mult ne-am străduit să dezvoltăm proiecte, să punem în practică programe, toate acestea au o coerență și un final doar prin oameni. Oameni care, atunci când avem nevoie de ei, din păcate, câteodată trebuie să-i căutăm cu, nu i-aș zice cu acul, că încă avem oameni în țară, dar trebuie să-i căutăm destul de bine pentru a putea să ne atingem nivelul de ambiție și să facem în așa fel încât să reușim să dezvoltăm și noi, să atingem standarde așa cum dumneavoastră le întâlniți astăzi în universitățile unde vă desfășurați activitatea. Toate aceste chestiuni sunt legate de un parcurs, așa cum spuneam, asumat, prin care ne dorim să dezvoltăm România. România se dezvoltă pentru oameni și prin oameni. Am să fac apel la istorie, pentru că primii români, bine ați venit, domnul ministru, vă mulțumim, aveți un loc aici. Spuneam că am să fac apel la istorie, pentru că primii români care au studiat afară au putut să meargă și să studieze în universități din Franța, din Germania, din Anglia, din Austria, atunci când au revenit în țară, au avut un vis. Unii dintre ei au reușit să-l vadă împlinindu-se, alții nu. Cred că acel spirit al celor care la vremea respectivă, la jumătatea secolului al XIX-lea, își doreau să vadă România unită, își doreau să vadă România dezvoltându-se, nu a dispărut și sunt convins că și dumneavoastră
dincolo de tot ceea ce înseamnă efortul personal și oportunitățile pe care le avem astăzi, aveți nevoie de încrederea pe care statul român poate să vă ofere pentru a fi parte la un alt proiect. La proiectul prin care, și cred că nu este deloc un proiect complicat, la proiectul prin care ne dorim ca țara noastră să poată să ajungă la acel nivel, la acele standarde, prin care să nu mai existe această diferență sesizabilă, destul de ușor, din păcate, astăzi, între ceea ce înseamnă activitatea de zi cu zi din țara noastră și din celelalte țări dezvoltate din vestul Europei. Acolo unde există instituții așezate, acolo unde există administrație așezată și unde relația dintre cetățean și instituțiile statului este una cât se poate de normală, de firească și unde nu se mai scurge atât de mult timp pentru a putea să se rezolve problemele cetățenilor. Consider că toate aceste aspecte sunt în responsabilitatea noastră, a celor care astăzi ne-am asumat să guvernăm țara, și consider că este de asemenea în responsabilitatea noastră să deschidem aceste linii, să oferim aceste platforme de comunicare și relaționare între instituțiile, între administrația statului și cei care cu adevărat pot să fie parte, pot să contribuie la acest nivel de ambiție. Pentru că vorbeam de istorie, atunci lucrurile nu erau atât de simple. Existau granițe, existau o serie întreagă de opreliști. Astăzi, putem spune că România are frontierele deschise. România este parte a Uniunii Europene. România beneficiază de aceleași drepturi și oportunități. Dumneavoastră beneficiați de aceste facilități astfel încât să puteți să circulați și să învățați oriunde în Europa și în lume. Dar asta nu este suficient. Avem nevoie ca toate aceste oportunități să fie puse în valoare pentru ca țara noastră să se transforme într-un pol de atracție și de convingere pentru fiecare dintre dumneavoastră că atunci când veți putea să aveți dorința și voința să reveniți acasă și să putem împreună să punem umărul la tot ceea ce înseamnă împlinirea așteptărilor și a visului pe care sunt convins că dumneavoastră îl aveți. Nu doresc să folosesc cuvinte mari. Cred că această activitate trebuie să fie una cât se poate de simplă, cât se poate de transparentă, pentru că
situația este și așa destul de complexă și de complicată, încât nu cred că noi astăzi trebuie să o complicăm prin cuvinte și prin expresii. Și cred că ceea ce este cel mai important este să facem în așa fel încât să putem să creăm acel cadru prin care să facem o Românie funcțională. Să avem convingerea că prin ceea ce reușim să realizăm, nu se întâmplă nimic mai complicat decât a face ca instituțiile statului să funcționeze, a face ca relația dintre stat și cetățean să fie una cât se poate de simplă și de onestă și să avem acea motivație interioară și acea bucurie ca acolo unde ne desfășurăm activitatea să putem să ne stabilim și să ne asumăm obiective și să fim convinși că prin ceea ce facem avem cu adevărat contribuția noastră și nu este nevoie de contribuții mari, deosebit de consistente. Este nevoie de contribuții mici, dar puse una lângă alta să realizeze, așa cum spuneam, acel obiectiv important pentru noi de modernizare și reformă a statului. Am avut activități și întâlniri cu tinerii. Cu puțin timp în urmă, atunci când am sărbătorit Ziua Tineretului, am avut invitați la guvern tineri din toate domeniile de activitate. Și i-am lăsat pe fiecare dintre ei să vorbească și să interacționeze cu membrii guvernului. A fost atât de plăcută ambianța și atât de normal dialogul, încât am luat decizia ca împreună cu ei să constituie un guvern al tinerilor. Și i-am lăsat să vină cu o serie întreagă de propuneri, întâlnindu-ne periodic cu ei, astfel încât să vedem în ce fel programul nostru de guvernare și liniile noastre de efort se întâlnesc cu așteptările pe care ei le au. Funcționează, așa cum vă spuneam, de aproximativ 2 luni de zile. În toamna aceasta o să avem din nou o întâlnire cu ei la masa guvernului și sper să avem pentru prima dată și să dăm publicității un material închegat cu ceea ce își doresc ei de la nivelul acestui, să zicem, guvern virtual. N-am să vă cer o chestiune care să se reflecte în aceeași imagine. În schimb, vă provoc să avem de la dumneavoastră propunerile care să contribuie la tot ceea ce înseamnă parcursul activității guvernamentale, propuneri care să fie susținute și pe care să le susțineți de aici înainte, indiferent cine va fi la guvernare. Astfel încât să existe această agregare între ceea ce reprezintă astăzi un proiect guvernamental cu angajamente politice
cu ceea ce înseamnă așteptările și viziunea celor care nu peste mult timp vor ocupa funcții în aparatul guvernamental și își vor asuma responsabilitatea conducerii a diverselor instituții guvernamentale sau neguvernamentale, care împreună nu fac nimic altceva decât construiesc proiectul de țară și contribuie fundamental la punerea în aplicare a programelor pe care noi le asumăm politic. Am avut de asemenea o asumare la nivelul guvernului și domnul ministru, sunt convins că va spune mult mai multe și mult mai aplicat pe marginea adoptării noului pachet de legi ale educației. Pachet de legi care se înscrie în ceea ce înseamnă proiectul de țară România Educată. Și dacă nu mă înșel, domnule ministru, așa cum spuneați, astăzi încheiați cea de-a 75-a activitate de dezbatere a acestui pachet de legi. Vă spuneam că le-am asumat și am discutat cât se poate de responsabil, că dacă vrem cu adevărat să pornim această schimbare, atunci ea nu poate să înceapă decât de la educație, de la tot ceea ce înseamnă partea de transformare și de modernizare a sistemului de educație din România. Sunt convins că odată ce acest pachet va finaliza dezbaterile și va fi înaintat de către guvern la Parlament, parcursul în care va fi aprobat nu va fi unul foarte lung, pentru că el trebuie să înceapă să producă efecte. Noi ne-am asumat ca odată ce a fost pus în aplicare, să aibă ca perioadă de finalitate cu tot ceea ce înseamnă transformările din interiorul sistemului și partea de bugetare să se încheie în anul 2027. Și concomitent cu acest aspect legislativ, este foarte important ceea ce facem astfel încât el să fie finanțat corespunzător, pentru că hârtiile au consistența lor, dar nimic nu se poate face fără o alocare bugetară pe măsură. Și vă pot spune în momentul de față că așa cum arată proiecția pentru acest ecart de timp, vom reuși să ducem toate liniile de finanțare astfel încât să poată să se îndeplinească și acolo unde vom avea nevoie de o finanțare mai mare, ea să se producă mai devreme. Pentru că, de ce spun chestiunea asta și a fost discutată și asumată, noi am gândit într-un fel, vedem totuși că dinamica activităților, dinamica schimbărilor, a transformărilor, este
cu totul alta și de fiecare dată a surprins prin ceea ce a însemnat partea aceasta de, de impact. Și suntem în măsură ca, așa cum arată astăzi proiecția de implementare, să avem tot ceea ce ne trebuie, astfel încât să poată să fie aplicată.